Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Suflet Mărturisire. Vom discuta în această frumoasă după-amiază cu domnul Ioan Ienache, director al revistei Credința Ortodoxă, bibliotecar îndrăgostit de carte, scriitor, poet și publicist. Bună ziua și bine ați venit, domnule Ioan Ienache! Bine v-am găsit! Doamne ajută dumneavoastră și tuturor telespectatorilor noștri. Mă bucur să vă revăd, să ne întâlnim la o discuție după o perioadă de timp mai lungă, dar fiind faptul că dumneavoastră sunteți cumva de meserie ziarist, ați activat destul de mult timp pe acest tărâm, în această breazlă, continuați acum munca începută cu ani în urmă, în altă cheie, să spun așa. Dar aș putea spune că am în față, vorbeam de Credința Ortodoxă, am în față unul din ultimele numere ale revistei dumneavoastră, o revistă care se bucură în condiții poate improprii cu ajutorul lui Dumnezeu de o longevitate destul de mare, aș putea spune eu, și care spune lucruri pe nume, ca să descriu așa mai plastic situația. Când a fost înființată această revistă, domnule Ienache? Martie 1997, primul număr. Suntem în anul al 13-lea de apariție, la numărul 143, acesta din ianuarie 2009. Da. Văd aici pe frontispiciu destul de interesant un citat evanghelic: între noi și voi s-a întărit prăpastie mare. Este din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Scriptură. Noi avem obiceiul încă de la primul număr să punem un citat din Sfânta Evanghelie deasupra, în fiecare deasupra există titlului revistei la fiecare ediție. De data aceasta, la numărul din ianuarie 2009, numărul 1 pe acest an, am ales citatul acesta care transmite un mesaj generic pentru conținutul întregii reviste, pentru conținutul întregii ediții. Am înțeles. Eu, iertați-mă, vă rog, am apucat să răsfesc puțin revista și sumarul ei este axat, are o tematică foarte actuală și interesantă deopotrivă, este vorba de chip, de acest chip care, iată, trăim aceste zile în care el se implementează în pașapoarte, în permise, mâine, poi mâine, eu știu, în cărți de identitate. O temă și dificilă în același timp, o temă curajoasă, poate pe frontispiciu dat, fiindcă suntem totuși într-un an în care îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, alături de ceilalți sfinți din Cezarea Capaduciei. Există un titlu la fel de interesant, măcar, să spunem adevărul cu toată îndrăzneala. Imediat, față în față cumva, mesajul părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă: luptați până la capăt, nu vă temeți. Ați ales acest subiect sub egida a două persoane care practic sunt invocate în aceste zile, dat fiind subiectul de referință de pomenit mai înainte. E greu de abordat un astfel de subiect? E dificil? Pentru tot poporul. Eu ce să vă spun? Cum am abordat noi? Este tema care se dezbate la zi în Ortodoxia românească. Aceasta a pașapoartelor biometrice care au în ele încorporat un microchip. Peste 2 ani, de fapt, la sfârșitul lui 2010, mai exact, se vor introduce buletinele biometrice cu microchip. În perioada aceasta pe care o parcurgem acum, paralel cu pașaportul cu biochip, se emite și permisul de conducere auto cu biochip. De asemenea, băncile care mai de care se întrec în a schimba tipurile de card cu bandă magnetică, înlocuindu-l cu un card cu microchip, da,
mai exact, personal, nu biochimic. Personal am întâmpinat un astfel de caz, desigur, am găsit la altă bancă, nu contează, nu dau nume acum, am cerut explicații, am refuzat și am spus, doamne, nu vreau cu chip, vreau cu bandă, nu mai avem. Am găsit încă o bancă, mai există probabil puține, care emit carduri cu bandă magnetică. Așa, deci fiind dezbaterea aceasta la ordinea zilei și toată lumea despre asta discută, revista noastră a abordat tema respectivă folosind mai mult de jumătate din paginile ei cu această problemă. Dar vreau să vă spun că revista Credința Ortodoxă scrie despre microcipuri începând cu 12 ani în urmă, acesta este al 13-lea de când a apărut ea. Problema microcipurilor și problema semnului fiarei 666 nu e din decembrie 2008 și din ianuarie 2009. Este o problemă mult mai veche, asupra cărora Sfinții Părinți ne-au atras atenția în prorociile și în prevestirile lor. Sfântul Părintele, cuviosul Părinte Paisie Aghioritu, În trezire duhovnicească, este o carte pe care mulți probabil au pus mâna, dacă nu ar trebui să o deschidă, ne avertizează în amănunt cum se vor petrece lucrurile pe etape. De acolo am învățat și noi am publicat în revistă. Cuviosul Serafim Roz, din America. De asemenea, încă din anii 1982, deci cu 26-27 de ani în urmă, ne avertiza asupra acestor fenomene. De la Muntele Athos a fost trimisă în România o carte semnată de inginerul Mircea Vlad, intitulat Apocalipsa 13, referindu-se la capitolul 13 din Apocalipsa, acolo unde se vorbește de semnul fiarei. Și este o carte întreagă cu contribuțiile celor mai importanți duhovnici din Muntele Athos și care ne-au atras atenția foarte serios asupra acestora. Biserica Ortodoxă a Greciei, încă din anul 1997, suntem în 2009, iată, deja au trecut 12 ani, a făcut demonstrații în stradă în frunte cu arhiepiscopul, cum e la noi patriarhul. 1,5 milioane de oameni pe străzile Atenei împotriva introducerii buletinelor cu microchip. Deci este o problemă care a cuprins planeta, a cuprins țările începând din Occident către noi, către Orient, și cu care noi ne confruntăm în aceste momente. Sigur, în ce ne privește, am atras atenția de, de mult, 12 ani, aproape în fiecare număr. Domnule Ianache, cum părea acest subiect acum 12 ani? Fantasmagoric, era lumea curioasă de el sau părea ceva ce o să se întâmple, dar într-un viitor majoritatea au primit subiectul ca pe o poveste, ca pe un mit, ca foarte pe ceva foarte îndepărtat. Vreau să vă spun că am avut discuții cu prieteni și cu colegi de birou care spuneau, da, zice, cred că este adevărat, o să vină la un moment dat să ne pună dar nu este acum nici într-un caz. Peste ani și ani va fi lucrul. Foarte interesant această observație, domnule Ianache, pentru faptul că noi preferăm să vedem lucrurile ca și petrecându-se în afara noastră, într-o altă, în povestea altcuiva, și cumva ne încadrăm în acel, veți vedea, dar nu veți, veți auzi și nu veți înțelege. Veți privi și nu veți vedea. Și nu veți vedea. Da. Aveți ochi și nu vedeți. Și nu vedeți, da. Exact. Da. Cumva, dacă e atât cât putem noi să tâlcuim semnele vremurilor, credeți că sunt aceste semnele de care se vorbește în... de care vorbesc și cuvioșii pomeniți mai înainte, de care se vorbește dragul și în Evanghelie. Dragi telespectatori, atunci când te raportezi la Sfinții Părinți și găsești într-un Sfânt Părinte tâlcuirea exactă a vremurilor, tâlcuirea limpede, nu-ți mai pui problema că acestea sunt, că vor fi altă dată, când nouă ni se va întâmpla. Părintele Paisie Aghioritu spunea încă de acum 20 de ani, de acum 24 de ani, sunt între voi tineri care negreșit vor prinde acele vremuri. Vă mai dau un exemplu. Sfântul Avrentie al Cernigovului,
deschideți cartea și vedeți, în anul 1950, deci cu 59 de ani, aproape 60 de ani în urmă, le spunea ucenicilor, între noi se găsesc acum persoane care vor prinde acele vremuri. Au trecut 60 de ani de atunci și acele persoane încă mai viețuiesc și prind acele vremuri. Încă un lucru vreau să vă mai spun. Prin 1998, la mănăstirea Bogdana, de lângă Onești, era atunci duhovnicul mănăstirii, bătrânul stareț, aș zice în ghilimele, că mănăstirea e de maici și era stareț la mănăstire, era părintele Isaia Țugurlan. Și eu mă duceam cu revista Credința Ortodoxă o dată pe lună și treceam pe la el. Ne așezam într-un pridvor foarte frumos al mănăstirii, afară, undeva în fața chiliilor, și stăteam la o vorbă, după amiaza, așa, după ora 4, când începe să apună soarele și era o lumină blândă, acolo erau niște plante, maicile acolo, pavoazaseră foarte frumos mănăstirea, și noi ne așezam la o masă cu un pahar de apă, eu eram la volan, așa, și începeam să vorbim. Și la un moment dat, părintele Isaia, țin minte, n-am să uit niciodată amănuntul acesta. El, așa, cu barbă albă și puțin hâtru, zice, frate Ioane, zice, ia spune-mi a ta ce crezi. În ce fază suntem noi a vremurilor de pe urmă? Eu am rămas foarte surprins când mă întreabă, fiindcă discutam deseori despre asta. Deci, cu 12 ani în urmă. Eu îi spun, părinte, cred că sunt la prag. Urmează să intri peste noi. Ce nou? N-ai dreptate. Sunt dincoace de prag. Deci în ce an asta mai spuneți? 1997. Ei, cum să mai ai îndoieli? Cum ați întrebat la început. Dacă chiar acestea sunt cumva vremurile. Cum să mai ai îndoieli când duhovnici, fie prin cărți, fie prin viu grai, îți comunică acest lucru. Iar Sfânta Evanghelie ne spune limpede. Interpretați, cunoașteți semnele vremurilor. Vedeți în Matei 24. Nu există o scuză faptul că... Dar n-am știut, nu... Semnul timpului, puteți să-l cunoașteți și semnele vremurilor, nu? Deci, uitați-vă în jur, vedem ce trăim, ce ni se întâmplă, ce avalanșă de informații și care e conținutul acestei informații care vine peste noi. Și din asta tragem concluzia că suntem în tăvălugul vremurilor de pe urmă. Nu vorbim despre sfârșit, pentru că aceasta ar fi o blasfemie, să spunem, să stabilim un an sau o zi. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, ziua aceasta nu o cunoaște nimeni, nici eu, el era în trup atunci, întrupat pe pământ, ci numai Tatăl din cer o știe. Și nu-și poate permite niciun duhovnic, niciun mărturisitor, niciun ziarist, niciun pastor, nici oricine să spună gata, mâine. Au mai spus-o unii și s-au înșelat amarnic. S-au făcut de râs. Desigur. Însă că evoluăm către acolo, asta putem să spunem. Și toți marii duhovnici din România actuală și marii duhovnici din lume spun asta. Evoluăm cu viteză mare. Domnule Enache, prin vremurile din urmă. Cum vi se pare că a reflectat mass media în genere aceste evenimente? Vorbim chiar de legea care practic stabilește că la începutul acestui an se introducă pașapoartele biometrice. Pentru că haideți să nu canalizăm discuția doar spre aspectul pașapoartelor. O putem poate, până la urmă, dacă nu se va întâmpla, nu va fi așa, deși șanse sunt poate puține, nu înseamnă că am rezolvat problema în ansamblu, niciodată. Dar vreau să vă întreb, cum vi se pare revin... Că a tratat mass media subiectul. Vă pun această întrebare, dat fiind că dumneavoastră, repet, sunteți un ziarist și ați fost un ziarist, să spunem, incisiv
Nu un ziarist oarecare. Ce se întâmplă? Eu nu mai public în presa cotidiană, nici la televiziune. Este prima dată când ies la televiziune în ultimii 15 ani, 14-15 ani. Am fost mereu solicitat și în Bacău și pe televiziuni naționale să intervin. Și nu am intervenit, am avut motivele mele. Astăzi am venit la emisiunea dumneavoastră pentru Hristos și pentru această dezbatere. Și pentru faptul că la noi, la Biblioteca Județeană, de pildă, pe data de 17 februarie, a avut loc o conferință care a fost intitulată Sfinții Închisorilor și expunerea a fost susținută de scriitorul teolog Vasile Danion. Am avut și o expoziție foarte interesantă de grafică cu Sfinții în zeghe și frumos ar fi să mergeți să o filmați și să-l filmați pe pictor, pentru că este splendidă. Fac o paranteză, noi am prezentat în emisiunea, în ediția precedentă a emisiunii Mărturisiri, o mare parte din conferința respectivă. De altfel, iată și acum, în acest moment, vă vom prezenta în această emisiune un crâmpei, să spun, din realizările grafice respective și... Am lansat o carte. Iată, asta vreau să spun, dumneavoastră, să fiți înconjurat aici. Din Temnițe spre Sinaxare. Puneți-o spre camera, așa, vă rog. Apărut la editura Egumenița din Galație în 2008. Am avut standuri de carte. Deci ne-am manifestat cumva în public cu o temă de actualitate, chiar în această perioadă în care se dezbat probleme privitoare la Sfinții Închisori, privitoare la pașapoartele biometrice, la buletinele biometrice, la carduri și așa mai departe. Cum a reflectat presa? Îmi cereți o apreciere, un comentariu. Eu nu pot să raportez presa la grila prin care o receptez eu. Eu, în momentul de față, sunt un om care privesc lucrurile cu o privire creștină, ortodoxă. Un om care merge la biserică, duminică de duminică, și care are altfel de viață. De fapt, schimbarea aceasta privește și atitudinea mea față de ieșirea în presa cotidiană, care nu a mai corespuns noilor mele criterii axiologice, criterii de valoare. Ce pot să vă spun totuși, că marea presă, cotidianele din România, televiziunile comerciale, fac propaganda pașapoartelor biometrice. Deci, introducerii lor. Sunt și câteva excepții. Cu mici excepții. Cele mai importante reviste, de asemenea, fac aceeași propagandă, dar propagandă fățișă. Domnule Rache, e vorba de ignoranță sau e vorba, practic, de cunoștință deliberată și aplicarea ei sistematică? Dacă v-aș răspunde prin ceea ce ne spun Sfinții Părinți, ar trebui să zic așa. Este vorba de întunecarea minții. Oamenii care s-au despărțit de Hristos, oamenii care nu-și trăiesc viața în Hristos, înțeleg lucrurile în alte duhuri și le raportează și le judecă în duhurile care le stăpânesc pe ele. Expresia, iată roadele iadului ecumenic, e legată de faptul că mintea este întunecată, iar cunoștințele sunt alterate într-o, hai să-i spunem așa, într-un sincretism din acesta care practic nu mai are cap, coadă, toate adevărurile sunt relativizate. Eu nu pot să vă dau un răspuns total, un răspuns complet, dar încerc să vă dau un răspuns adevărat, așa cum l-am studiat eu în cursul anilor. De vreo 200 de ani, mai mult, de aproape 300 de ani, de la Revoluția
franceze de la 1789. Începutul vizibil la unor nenorociri. Așa. Educația în Europa s-a făcut în spirit ateu. Și din ce în ce mai ateu. Pe cum rămâne cu fraternitate, egalitate, libertate, domnule Ianache? Acestea sunt niște marote care înșeală lumea. Îmi permit să spun acest lucru tot în Duhul Sfinților Părinți. Libertatea este dată omului de la Dumnezeu atunci când a pus în om, la facerea lui, chipul lui Dumnezeu. Asta înseamnă chipul lui Hristos în om. Conștiința și libertatea. Voința complet liberă. Și discernământul. Și omului mai revine după aceea să lupte, să activeze pentru câștigarea asemănării cu Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să câștige anumite virtuți. Nu într-acolo vreau să duc discuția, dar am vrut să fac deosebirea între libertatea pe care o promovează Revoluția franceză de la 1789, cu chilotina, desigur, și libertatea aceea dăruită de Dumnezeu fiecărui om. Pentru că, să știți dumneavoastră, de la Dumnezeu fiecare om este egal ca iubire în fața lui. Dumnezeu iubește pe toți la fel. Plouă peste cei buni, plouă peste cei răi. Și pe cei răi. Dumnezeu oferă aceleași șanse de mântuire fiecărui om, că fiecare e fiul lui. Indiferent de religia în care el s-a născut sau la care a trecut. Adică nu îl mai recunoaște pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îl recunoaște pe acela. Că asta înseamnă religii strâmbe. Spunem, credința ortodoxă e dreapta credință și noi vorbim de celelalte că au rătăcit. Dar asta nu înseamnă că pe rătăciți Dumnezeu nu-i mai iubește. Eu trebuie să mă gândesc cum eu fac datoria, nu trebuie să judec pe cineva. Despre mântuirea lor, știe Dumnezeu cum o să-i mântuiască pe fiecare. Corect. Problema se pune că omul se raportează diferit la Dumnezeu și nu-l mai receptează pe Dumnezeu adevărat și îl caută în altă parte, în alt duh, îl caută în lucruri, în alte ființe, în făpturi. Și nu-l mai găsesc pe Dumnezeu adevărat, numai prin Hristos, ne-a spus Hristos, eu sunt ușa. Deci prin ortodoxie poți să ajungi la Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu cel viu, creatorul nostru adevărat. Și atunci credem cuvintele lui Dumnezeu și înțelegem că libertatea El o respectă în mod desăvârșit pentru toți oamenii. Dacă vă uitați la consecințele, la faptele, la roadele Revoluției franceze de la 1789, o să vedeți că tot ceea ce ține de egalitate, fraternitate și libertate a fost călcat și ghilotinat, cum a spus mai devreme, a fost distrus, au adunat preoții din Franța și i-au decapitat pe rând. Revoluția bolșevică de la 1917 din Rusia a procedat la fel. De pe același calapod aveau și experiența acumulată cu revoluțiile succesive care au avut loc de atunci până acum. Fraternitate, egalitate și libertate sunt niște noțiuni care se referă la o anumită categorie. Între ei numai este asta. Categorie masonică. Fără îndoială. Sigur că revoluția aceasta de la 1789 este rodul masoneriei din Europa. Și chiar de peste ocean. Și libertate, egalitate și fraternitate între ei. Dar nu între toți oamenii. Uitați-vă și la alte etnii. Pe creștini nici nu-i consideră oameni. Îi consideră gunoaie. Și atunci, da, dar când ies în presa din România, din București, scriem democrație, scriem libertate, egalitate. Adevărul este că noi, în fața Dumnezeului, ne tratează El în raportul cu noi pe toți egal. Dar în fața lui Dumnezeu noi nu suntem toți egali. De ce? Pentru că fiecare primește alt dar. Dumneavoastră ați primit un dar, eu nu l-am primit. Celălalt a primit alt dar. Numai Dumnezeu știe de ce pune în vasul lui un dar sau altul. Și nu putem fi egali din cauza asta. De ce unul e mai înalt, unul e mai puternic, unul e mai rapid, unul e mai isteț la minte, altul e mai încet? Așa este făcut.
și este făcut inegal. Și darul este dat fiecăruia pentru posibilitățile lui ca să-și realizeze mântuirea. Dacă unul se chinuie, că nu înțelege, rătăcește, pentru mântuirea lui i-a dat Dumnezeu încurcătura asta. Altul care e mai util la mânie, zice, păi acela nu se mântuiește pentru că e mânios. Nu, i-a dat-o pentru un scop. Dumnezeu totdeauna dă un dar cu un scop. Dumnezeu este din diferența, duh. Este viu prezent. Da. Știți, sunt deiști, vin și spun, Doamne, Dumnezeu a creat lumea, s-a retras din ea. Nu, creația nu mai are, nu mai are un... Nu mai are un stăpân. Da. Și nu mai are un logos. Zice, credeți că ea evoluează de la zine părăsită de Dumnezeu și la urmă el necazurile, o să evalueze. Sigur, dar necazurile care se bat asupra unui popor, de ce sunt date? În aceeași ordine de idei individuală? Haideți întrebarea asta cu o propoziție rostită de părintele Rafael Noica, acum vreo fiul, să spunem că e fiul lui Constantin Noica, mai filozof, care a făcut și el temniță politică în România. Acest părinte Rafael Noica, ieromonahul Rafael Noica, a plecat cu mama lui prin anii 50 în Anglia, acolo a fost la diferite confesiuni, până când și-a găsit adevărata cale în Ortodoxie și a intrat în mănăstire la Essex. Paradoxal, undeva în... Da. Da. Într-o mănăstire cu filiație rusească și grecească de la Sfântul Siluan Atonitul, un ucenic Sofronie al Sfântului Siluan, starețul Sofronie, a înființat această mănăstire, iar părintele Rafael a fost ucenicul starețului Sofronie. Da, acolo, iată, fiul filozofului și cum a ajuns, da. El a venit în România. Acum se află în Munții Apuseni, este, statutul lui este de pusnic. Din când în când iese în public și ține câte o conferință care uluiește. De pildă, fiica mea care locuiește în București, era studentă acum vreo 5 ani, 6 ani în urmă, și a auzit că este conferință în aula Universității din București. S-a dus acolo, mi-a spus că era... arhi plină, nici pe culoare, nici pe lângă pereți, nu mai găseau nici un ac să arunci. Era rumoare, era zgomot, era așa un fel de căldură. Și când a intrat părintele Rafael pe scenă, că e concentrată mai jos scena, au amuțit. Pur și simplu s-a simțit prezența Duhului Sfânt acolo. Și zice, toată conferința, timp de 2 ore, n-a mișcat unul, nu s-a auzit nicio suflare, nimic. A fost formidabil. Și vă rostesc acum cuvintele acestui părinte Rafael Noica în legătură cu întrebarea pe care ați pus-o. Well. Că Dumnezeu ar fi în concepția unuia departe, el e acolo în cer și noi aici pe pământ facem ce vrem, aici e evoluție, ne tragem din maimuțe, da, și celelalte. Evoluăm într-o... Așa, și noi tot construim progresul omenirii. Nu e așa. Părintele Rafael Noica a spus așa în Duhul Sfinților Părinți și el unul de la alți părinți dinaintea lui. Toate se leagă și se dezleagă în Duh. Și după aceea apar în realitate. Așadar, îngerii, slujitorii lui Dumnezeu, sunt prezenți între noi clipă de clipă. Și este o comunicare instantanee între stăpânul și ei. Și nu numai prin asta este prezent Dumnezeu, adică prin îngeri între noi. Este prezent, ochiul lui veghează. De ce? Pentru că Dumnezeu are o calitate, aceea de a fi atot prezent, peste tot, în tot timpul și cu tot omul și cu tot lucru. Cumva, și în cer, și aici este prezent. Cumva pe pământ, ca o replică, ubicuitatea aceasta este căutată de cei care vor să fie noi stăpâni ai lumii, de cei care vor să impună o nouă ordine mondială. Discutăm și tema aceasta. Este un lucru interesant pe care mi-l propuneți. Există un înger căzut, un mare înger căzut, un heruvim, care era cel mai luminos. Ajunsese la desăvârșirea... Era cel mai luminos, mai strălucit și mai frumos. Și care s-a prăbușit în sine, acesta este Lucifer. Și care a fost alungat, Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelie, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.
Și prorocul Isaia ne transmite această informație. Cu el au căzut legiuni de îngeri. O treime din îngeri se spune. Așa se spune că este o treime. Numai Dumnezeu le știe numărul. Da. Așa? Desigur. Și această căpetenie, acest înger căzut, știți ce face? Îl imită pe Hristos. Că ați vorbit de ubicuitate și că ar fi, da, pentru că Dumnezeu este prezent, are aceasta tot prezență. Și acum vorbim de semne. În toată existența, și în cer și pe pământ. Și nici diavolul nu se zizează dacă e Dumnezeu prezent acolo. Avem mărturii ale Sfinților Părinți, ale Sfântului Antonie cel Mare, ale Sfântului Macare, ale altor sfinți care au fost chinuiți de diavol. Sfântul Antonie locuia într-un cimitir, într-un locuia mormânt. Într-un mormânt. Și acolo au venit hoarde de diavol și l-au bătut. Și l-au schingiuit în fel și chip. Și el se văita, n-avea cine să-l ajute. Și din tavanul mormântului a văzut la un moment dat o lumină. O rază a pătruns. Au dispărut demonii de acolo și a apărut chipul lui Hristos. Și el a întrebat: Doamne, unde erai când m-au chinuit aceștia? Aici eram. Diavolii nu știau că Hristos era acolo. Deci, vedeți, este prezent fără să-l sezizeze chiar și duhurile. Anticristic nu înseamnă neapărat Antichristos, înseamnă și imitare. Da, înseamnă și imitare. Da, Antichristos, imitare e tot Antichristos și imitațiunea. Da. Că ține din șelăciune. Vădeam de semnele vremurilor, de da. Aceea și iată, și această ubicuitate și se transferă într-un guvern mondial. Ce voiam să vă spun în legătură cu asta? Că el, imitându-l pe Hristos, și-a format o armată de slujitori. Există o armată de slujitori pe care îi stăpânește și îi conduce. Iertați-mă, e foarte bună, dar acești slujitori îți slujesc cu voie sau fără voie? Sunt înșelați? Să vă pun și eu o întrebare. Vrăjitorii care lucrează cu diavolul, lucrează cu voia lor sau fără voia lor? E, desigur, cu voia lor acum. Cu voia lor. Ei și aceștia, sataniștii, tot cu voia lor. Pentru că ne întoarcem la o idee anterioară, Dumnezeu ne-a dat libertatea desăvârșită. Deci noi avem voința liberă și alegem. Și ei au ales. L-au preferat pe Lucifer. Și această organizație pe care ați evocat-o mai devreme, masonică, care este foarte puternică la nivel mondial, se închină lui Lucifer, marele arhitect al Universului. Ei spun că n-au religie, dar au mare preot în ierarhiile lor. Iertați-mă. Deci, îl imită sau încearcă să limite în toate, că mereu îi zădărnicește Dumnezeu planurile. Și de aceea avem senzația că ar fi prezent răul în toate secvențele, în toate secvențele sociale, în toată viața noastră, în toată mai societatea. Mai mult decât binele, nu? Așa pare. Așa pare, deci? Așa pare. Așa pare. Pentru că răul este un accident istoric. Răul nu-i ontologic. Foarte importantă, el, foarte importantă precizarea că răul nu are substanță el n-are ființă ontologică, da? El nu-i dintr-o ființă, din ceva. Este un accident care s-a produs în mintea și în sufletul lui Lucifer. Aici vă spun. S-a prăbușit în sine prin mândrie. Păi și dacă nu era ontologic. S-au prăbușit cu el și alte făpturi îngerești. Stați că să vă pun o întrebare mai dificilă, puțin. Una existat rău va dispărea. Deci, dacă Lucifer era un înger desăvârșit, cum a existat rău? Iată o întrebare logică. Nu a existat rău. Probabil se vor întreba. Nu putem să o lăsăm așa. Nu a existat rău. Dacă era răul desăvârșit și ontologic rău nu există. Desăvârșit este numai Dumnezeu. Rețineți acest amănunt. Și îngerii, duhurile bune, sfinții îngerii noștri, și ei evoluează și se perfecționează evoluează duhovnicește, că ei sunt duhuri. Au și trupuri
foarte fine. Și aceștia evoluează. Și evoluează în veac, pentru că Dumnezeu e veșnic. Și ce e viața veșnică? Să te cunoască pe tine, zice Domnul Iisus. Și pe Fiul, pe Hristos, care este una cu Tatăl. Asta e viața veșnică, deci o cunoaștere continuă. Noi suntem ființe limitate și îngerii sunt ființe limitate. Au niște dezlimitări în relație cu viața noastră în trup. Făcutul cu viața noastră vremelnică. Micșorat puțin față de îngeri. Micșorat puțin față de îngeri, așa. Nu a fost o persoană duhovnicească desăvârșită. Urmează să desăvârșească. Nici Adam în rai n-a fost desăvârșit, că altfel n-ar fi căzut. Dar i-au fost date încercările pentru a evolua, pentru a crește spiritual. Iată, dragostea lui Dumnezeu infinită, practic, în acest liber arbitru. Da, este un sfânt părinte din Rusia, nu mi-amintesc în acest moment numele, a spus că marea piatră de încercare a lui Dumnezeu este libertatea pe care i-a dat-o omului. O piatră pe care, zice Dumnezeu, ar putea să o ridice oricând, dar trebuie să respecte libertatea. Dumnezeu respectă desăvârșit pe fiecare persoană. Pe fiecare persoană. Lucru pe care noi nu-l facem pentru Dumnezeu, adică să-l respectăm ca pe o persoană și să ne raportăm la el ca o persoană. Și după aceea ca la un stăpân, după aceea ca la un tată, ca fiii la un tată. Domnule Enache, credeți dumneavoastră, cum priviți lucrurile un om, să-i spunem, un om, o persoană obișnuită, nu un individ, ci o persoană care se consideră o persoană, ar putea în zilele pe care le trăim cu tensiuni, iată, vedem și la știri în permanență, jafuri, crime, violuri, practic niciun jurnal de știri nu mai începe fără un anunț din acesta, fără o veste din aceasta tulburătoare, neziditoare, risipitoare. Cum poate cineva să se adune? Mi-a atras atenția aici pentru că spuneam credința ortodoxă. La sfârșit vă voi prezenta și modul în care cei care doresc pot să intre în posesia acestei reviste. Există o cheie, spuneți dumneavoastră, pe ultima pagină a revistei. Toată cheia aici este să se pocăiască lumea. Trezire duhovnicească, da, este, mi-ați atrat atenția că aparține, a fost scrisă la Schitul Lacu, da? Se știe, la muntele Athos, Sfântul Munte Athos. Domnule Enache, cheia, ciurebri, cine ne poate salva? Efortul individual, clasa politică, mass media, nu știu, alte organizații civile, obștești, cetățenești. Această întrebare mi-a fost deseori adresată de mai multe persoane din orașul nostru și din alte locuri din țară. Cum cred eu că am putea să ne salvăm? Și fiecare emitea soluția să facem un partid ortodox, să curățăm, să judecăm pe cei care fac rău, să zidim un stat autoritar și așa un mai departe. Un stat teocrat, poate, nu? Nu, un stat autocrat. Asta aveau în minte. Mă rog, am auzit și varianta cu teocrația, da, și da. De-aia v-am... Să știți că nu acestea sunt soluțiile. Cel puțin în aceste vremuri de crepuscul a istoriei umanității, nu prin unelte tehnice, prin unelte ideologice, politice, axiologice, prin bunăvoința oamenilor se poate rezolva problema. Ci cheia este la Hristos. Ne întoarcem la Sfânta Scriptură, care spune așa, ceea ce la om nu este cu putință, la Dumnezeu este cu putință. Omul nu se poate mântui prin faptele lui.
vreme de 5500 de ani până la nașterea lui Hristos, niciun om n-a intrat în rai. Nici Adam, care căzuse de acolo. De ce? Nu se poate duce prin propriile fapte, prin propriile forțe, oricât ar respecta legea morală. Era nevoie care de această... Este cheia, care este cheia mântuirii acum? Apostolul Pavel ne spune, credeți în Iisus Hristos și este conlucrarea dintre faptele omului cu harul lui Dumnezeu. De acolo vine mântuirea. Ei, oamenii nu vor să înțeleagă asta. Ei vor să rezolve problema asta politic. Vor să o rezolve altfel. Pune în lucrare faptele tale, ești conducător, președintele țării, ești prim-ministru, ești ministru, ești prefect, ești președinte Consiliului Județean, ești funcționar, unde ești tu. Așa mai departe. Pune în lucrare faptele tale omenești, cu harul lui Dumnezeu, respectă ceea ce ne-au spus Sfinții Părinți și vezi cum se îndreaptă societatea. Soluția ar fi aceasta. Îndreaptă-te pe tine însuți, devii om nou și dacă fiecare face lucrul acesta, atunci organismul social se însănătoșește. Devii tu însuți sănătos și vei irradia sănătate în jurul tău. Spune un sfânt părinte. Ce presiune asta? Presiune, iertați-mă, să avem duhovnic. Are voi importanță, eu știu, trebuie să ne spovedim, trebuie să ținem post. Iată, un om modern ar spune, dom'le, eu nu am timp de chestiile astea. Dumneavoastră vorbeați că acum 12 ani ne lansați un avertisment. Am continuat în fiecare număr să lansăm avertisment. Se credea că e o poveste. Acum, iată, s-ar părea că... Acum se confirmă. E o poveste, se confirmă 100%. Bun. Această pocăință pe care în revista dumneavoastră ați citat-o aici, a spus-o negru pe alb. Cum se poate realiza? Dragul meu. Conducătorul. Ce trebuie să facă? Avertismentul n-a pornit de la mine. Dumneavoastră ați fost vocea. Avertismentele au pornit de la Sfinții Părinți. Categoric. De la părinții duhovnicești contemporani. Eu n-am făcut decât să receptez, să cred în ele și să le transmit mai departe. Așa este. Asta, atât am făcut. Deci nu am merit mari că am transmis nu știu ce și am făcut nu știu ce. Pentru că nu am compus eu lucrurile astea. Așa a rânduit Dumnezeu să fie. Însă, privitor... Privitor la acest tip de schimbare, la mântuire, la pocăință, cum m-ați întrebat mai devreme, vreau să vă spun că nu este suficient să facem formal, să ținem post. Am ținut post și fariseul, dacă mai țineți minte pilda fariseului și a vameșului, ținea post. Și alții din legea veche au ținut post. Și au făcut și fapte bune. Și alții din timpul creștinismului, deci botezați în Hristos, îmbrăcați în Hristos, au făcut acest lucru. Nu mecanic. Ținem post, nu mecanic mă duc la duhovnic și spun, fac o listă de păcate și reală, e adevărată, și le spun acolo, el mi-acordă iertarea, și rezultă că m-am pocăit. Pocăința sau metanoia, că de acolo vine, din metanoia vine termenul în limba română, din limba greacă, schimbarea, presupune sentimente foarte adânci. Părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol zice, trebuie să simți o prezență continuă. A cui prezență? A lui Hristos? Păi când te vezi tu continuu privit de Hristos, cum te mai manifesti? Te duci și spui păcatele mecanic și de mâine sau de după amiază începi să le faci iar? Faci din nou. Aceleași păcate justificându-te că am viteză, am trebuie să merg la bancă, așa trebuie să merg încolo. Nu pot, îmi pierd slujba. Ce fac? Când pierd slujba și așa mai departe. Ei, cheia ne-a dat-o părintele Paisia Ghioritu. Da. A zis, vreți să vă pocăiți? Și aici am dat textul acesta al dânsului. Încercați să trăiți simplu. Părintele Iustin Pârvu, la fel, l-am întrebat și eu. Pă,
Părinte, cum facem în aceste condiții cumplite pe care le trăim să reușim să ne schimbăm, să ne pocăim, să ne îndreptăm către Hristos, dar cu sufletul deschis, nu cu el acoperit de griji. Și a zis, trebuie să trăim simplu, să acceptăm sărăcia, să trăim mai modest. Ori dacă noi alergăm după bani, ai cui sunt bani? Ochii mamonii. Deci ne ducem și slujim la împărăția mamonii și dorim să ne și mântuim în același timp. Și în Sfânta Evanghelie spune, nu poți sluji la doi stăpâni simultan. Ori cu unul, ori cu celălalt. Ori, în aceste vremuri, s-a pus și se pune acut problema alegerii. Ori așa, ori așa. Da, spuneți dumneavoastră, sunt vremuri, sunt semne clare care indică faptul că am intrat în începutul sfârșitului, în acest tăvălug al sfârșitului. Dar haideți să vă întreb o chestiune, doamna Ianache. Au mai fost perioade de crepuscul, perioade de război, de foamete, de cutremure, devastări, apostazie, adică lepădări, da, dragi telespectatori? Bun, atunci, de ce aș fi eu acum, da, doamne, mă pocăiesc? Dar poate nu-i momentul, stai, doamne, mai e până atunci. De ce ar trebui să vedem noi clar și să privim cu atenție că acestea sunt îndemnuri către renunțare, către pocăință, către o viață simplă, creștinească, autentică, profundă, nu de fațadă, cum vorbeam mai înainte, că se întâmpla și în Antichitate? Da. Prin ce se deosebește vremea de acum de alte vremuri de urgie? Da, adică și acelea ar fi fost vremuri apocaliptice. Și de ce nu acelea și de ce tocmai asta pe care o trăim noi? Știu, nu e întrebare. Și la anul 1000, lumea, da, înainte de venirea anului 1000, a crezut că este sfârșitul lumii și că este apocalipsa și că în momentul trecerii în anul 1001 va fi sfârșitul. Milenariști, da? Da, bun, sigur că da. Ei, am discutat mai devreme împreună, aici, la această masă, următoarea idee. Că trebuie să recunoaștem semnele vremurilor. Și dacă le comparăm semnele de acum cu cele pe care le-au trăit alte generații în istorie înaintea noastră, vedem că se deosebesc. Care sunt deosebirile? Veți spune. Ce? Au fost războaie, au fost ucideri, au fost nedreptăți, nelegiuiri și toate. Primul semn este că acestea din aceste vremuri de acum sunt coordonate la nivel mondial. Ele, dacă observați, se petrec și se difuzează prin mass media la fel în toate țările. Și nimeni parcă nu mai are posibilitatea să fie altfel, să trăiască altfel. Se elimină tradițiile naționale, se elimină neamul, etniile, se creează statele acestea mastodont care sunt etape în crearea statului mondial, a guvernanței mondiale, cum spune un politolog recent. Și un semn care n-a existat niciodată, acum s-a creat semnul fiarei 666 în acest microchip cu care am început noi discuția. Și acest microchip chiar se implementează pe oameni, în lume, la ora actuală. Există filme pe internet, există filme pe televiziuni și am văzut și filme pe ecran, pe marele ecran, dar n-am băgat de seamă. Au fost seriale în care anumiți agenți dintr-o organizație secretă aveau un microchip cu ei și erau receptați prin satelit la distanță de mii de kilometri. Până și în războiul din recent din Iugoslavia, din 2002, s-a făcut un film, a căzut un avion, iar aviatorul
avea cu el un microchip, așa l-au recunoscut, de la bază. Da, vorbiți de îngerul digital, dacă... Și de îngerul digital, dar vorbesc aici de un film pe ecran lat, pe ecran de cinematograf. Am înțeles. În care am văzut cum l-au recunoscut și au reușit să-l recupereze. Da, nu, în armata americană deja se știe. Introducerea microchipului, deci, este microchipurile obligatorie și sunt la folosite și, și la alte. Așa, se introduc instituții pe oameni de mai multă vreme. Bun, experimente pe animale sunt deja... Animalele de pe tot globul au fost... Le vedem pe Discovery, le vedem pe anumite canale. Deci, li s-au pus crotalii la toate și în România. Vreau să vă spun că înainte de animalele domestice au pus microchipuri la animale sălbatice și la pești. La pești mari din oceane și la păsări. Și la păsări. A fost, apropo de păsări, a fost un, fac o paralelă, un experiment interesant. La păsări sălbatice. Da, motivându-se practic dorința de a împiedica migrația. Iată, intervenția omului. Și le crea această stare de căldură. Atenție ce se poate întâmpla și cu o stare de căldură pentru ca aceste păsări sălbatice să aibă să nu mai aibă dorința de a emigra în țările calde, cum spuneam noi, da? Ei, bineînțeles, vă dați seama ce repercusiuni au putut să aibă asupra bietelor păsări. Bine, acela a fost un experiment, să vadă cum reacționează o ființă vie când îi induci o comandă și eu vă întreb pe dumneavoastră, din calculator. Eu vă întreb dumneavoastră, ceva implementat în corpul pe care Dumnezeu mi l-a lăsat într-un fel, ar putea să aibă, măcar sub aspectul acesta, un efect benefic? Eu n-am primit microchipul, deci nu știu din proprie experiență, dar știu din citit și din declarațiile altora și din avertismentele pe care părinții contemporani ni le-au dat. Microchipurile nu vor avea efecte benefice niciodată. Ele sunt prezentate de mass media, de producători și de către autorii ideii, cei care au nevoie de implementarea lor, de conducători, să spunem altfel. Sunt prezentate cu efecte foarte bune, că te apără de teroriști, că sezizează simptomele unei crize la o boală pe care un om cu o boală gravă o are, sezizează și atunci se anticipează și se poate interveni la timp, că poate fi găsit un copil răpit, desigur, ele pot fi demontate cu ușurință, spune, nici nu e nevoie acum de pentru siguranța statului, pentru siguranța aici societății și așa mai departe și așa mai departe. În realitate, acestea sunt niște instrumente draconice, niște instrumente la care nu s-a gândit nimeni înainte că ar putea să existe așa ceva, prin care tot omul va fi controlat 24 de ore din 24, îi se va ști starea de sănătate, tensiunea, cuvintele pe care le rostește, poate îi se va și influența. Tot, o să spun și despre asta ceva. Cam tot ce face omul în viața lui, dar absolut tot. Să nu-și închipui că alte lucruri ar fi de intimitate, ar fi luate și unele nu. Deci practic ce toate, se și în dormitor. Toată, exact. Toată intimitatea, toată viața omului este la vedere. Deja prin microchip și înregistrată. Păi telefoanele, mail-urile. E un început, așa, domnule Enache, doamnelor și domnilor. Dincolo de asta mai sunt încă două efecte foarte rele. Unul este acela că nu numai că ne cunosc alții ceea ce facem noi, dar prin microchip ei pot să ne inducă și sentimente, pot să ne domine mintea. Este vorba de luarea în stăpânire a minții omului. Îți înfrâng voința, îți transmit, îți induc senzații de foame, de ură, de orice, de îți induc comenzi. Și devii un fel de robot la dispoziția cuiva care are în stăpânire calculatorul și are în stăpânire puterea politică. Alt pericol care este în microchipuri este acest semn al fiarei, 666. Conceput în mod convențional, nu prin calcul, în codul de bare.
bara de la început, bara de la mijloc și bara de la sfârșitul codului, care se cheamă, cele trei se cheamă guard bar sau paznicii codului, se spunem în limba română, și acești paznici sunt 6, 6, 6. Acest semn este semnul fiarei din Apocalipsă. Și prin aceasta, practic, ne pierdem mântuirea, pentru că noi semnăm că suntem de acord să primim microchipul. Semnăm să ne introducem numele care este dat de Dumnezeu prin botez. Să-l introducem în ce? În codul de bare. În pașaportul biometric, în buletinul biometric. Păi și bun, și asta înseamnă a fost, asta v-aș întreba eu. Ce dacă... Sfinții părinți... Ce, un număr în sine, mă... Sfinții părinți ne-au spus așa, că sunt două etape. Primirea actelor electronice cu microchip... Faza în care am intrat care noi, am intrat acum, noi așa? Este cădere. Este cădere. Deci este un păcat mare. Un păcat, putem să-l comparăm cu păcatul lui Adam din Rai. El a avut o cădere. Noi, acea cădere, o retrăim fiecare generație de atunci, de 7517 ani în 2009. Și iată, suntem chemați acum de înlocuitorul lui Hristos, de imitatorul lui Hristos, la altă cădere. Asta este, din căderea lui Adam ne întoarcem. Prin jertfa Mântuitorului și prin participarea noastră cu faptele la harul lui Dumnezeu, harul Mântuitor. Așa am vorbit, nu? Da. Asta ar fi mântuirea. Din căderea aceea ne întoarcem. Dar din asta este foarte greu, pentru că e încătușare. Și este o încătușare electronică, adică și prin pașaport, și prin biochip, și chiar prin telefonul mobil, cu ascultările care sunt acum, cu înregistrările, cu toate astea, noi intrăm în stăpânirea stăpânului lumii acesteia, care se practică prin oameni, deci ea are efect prin oameni. Și a doua etapă este lepădarea. Când primim microchipul, atunci este lepădarea. Dar dacă... ai primit cardul cu microchip, ai primit buletinul cu microchip, ai primit permisul auto cu microchip, ai primit pașaportul biometric, ai primit carnetul de asigurări cu microchip, după aceea toate într-unul, toate documentele într-un singur document, adică într-un card cu microchip, cum te mai întorci? Asta înseamnă încătușare, asta înseamnă căderea despre care vorbesc Sfinții Părinți, Sfântul Lavrentie al Cernigovului, Sfântul Părintele Paisia Ghioritu. Da, cum ai tu forța să te întorci din momentul în care ai acceptat asta, spune. Asta e întrebarea. Mai dacă ai, nu știu să trăiesc mai acum, ai în tine voința. Când mai, ești, când mai ești găsești, legat pentru a supraviețui. Mai găsești în tine puterea să te întorci în condițiile în care nu mai poți să te miști. În care ești manipulat, ești legat în sistem cu aceste acte. Ați ascultat din Îngerul Digital o declarație a acelui regizor Aaron, care a avut convorbiri apropiate cu Nicholas Rockefeller. Da. Și ați văzut ce a spus Rockefeller când a fost întrebat de acest regizor? Că are scopul final și războiul, și loviturile în Gemeni din New York, criza și economică, și terorismul și toate astea, și criza mondială actuală, are scopul să introducă microchipurile la toată populația globului. Să jumătățească populația, deci să piară unii, mulți, adică, și să introducă microchipurile. Dar zice, de ce vreți să obțineți asta? Pentru ca să-i putem bloca pe cei care ni se împotrivesc sau care protestează. Un control absolut, un guvern mondial. Și când ți-a pus microchipul, te blochează. Ce înseamnă blochează? Haideți să explicăm un pic. Pe scurt, v-aș ruga pentru... Cum este cu cardul? Ai acces la bani la bancă? Așa va fi și cu microchipul. Ai acces la alimente, la supermarket. Ai acces la... Mai pe scurt vei putea vinde și cumpăra. La sistemul electric, da? La sistemul de apă, la benzină, la medicamente, la tot ce ține de viața. Să-mi cumpăr o haină, să-mi cumpăr... Exact, exact, totul. Combustibil, etc., etc., da. Îmbrăcăminte, încălțăminte, tot. Lucruri simple, necesare. Se blochează. Nu poți să vizi, nu poți să cumperi. Așa spune la Apocalipsa. Iată, și am ajuns cumva la
ceea ce veți auzi, dar nu veți crede. Domnule Enache, din păcate, sigur, poate o să ne mai întâlnim, pentru că această discuție ar necesita mai mult timp. Eu vreau să vă spun spre final, cu alte prezentați dumneavoastră cartea aceasta din Temțe și Sinaxare. Au dat mărturie în vremea lor, acum 40-50 de ani, români și numai români, numai din România, au dat mărturie în felul lor prin acest martiraj, prin faptul că au murit, au pierit mărturisind numele lui Hristos. Cum voi dai o mărturie, dumneavoastră, noi, cei care dorim să nu acceptăm, să spunem, dar ne și căutăm calea. Cum vom da, pe scurt, cum, pe finalul emisiunii, într-o vreme s-a dat într-un fel, da? Am prezentat și emisiunea trecută și vom mai prezenta acest subiect al Sfinților Închisorilor. Cum vom da noi mărturie? Dragul meu, Dumnezeu a rânduit suferință incredibilă, inimaginabilă, pentru o generație, pentru două generații de oameni, aceștia pe care noi numim Sfinții Închisorilor. Abia m-ați provocat la o discuție, eu simt că abia suntem la început și abia m-am încălzit. De ce a dat Dumnezeu învoire? A îngăduit ca acești oameni să sufere și ei au optat pentru Hristos și s-au sfințit în închisori. Pentru ca să avem noi un model pentru vremurile din urmă. Părintele Iustin, știți, a lansat un comunicat în 14 ianuarie 2009. Alți părinți duhovnici au lansat și ei, părintele Arsenie și alți duhovnici din România. Unele organizații laice, ortodoxe, de asemenea au lansat apeluri. În ce constă de fapt mesajul? Mesajul este că ne așteaptă vremuri de suferință. Părintele Iustin zice, vreme de mucenicie. Ziarele l-au criticat în fel și chip și televiziunile l-au luat în râs cum nu-ți vine să crezi. Și totuși adevărul este la el. Ne așteaptă vreme de mucenicie, ne așteaptă vreme de suferință și rețineți amănuntul și pe cei care vor primi microcipul și pe cei care nu-l vor primi. Întâi vor suferi cei care nu-l vor primi, pentru că vor suporta privațiuni de tot felul. Însă Dumnezeu va avea grijă de aceștia. Se spune în Sfânta Scriptură și mărturisește și Sfinții Părinți că Hristos va avea grijă de ei. Deci să nu dispere. Dar până și însă cei care vor primi, vine momentul când cei care vor primi vor suferi înmiit față de ceilalți. La un moment dat, aceia care n-au primit vor fi protejați de Dumnezeu și acoperiți cumva, că zice Părintele Paisie, Hristos a pus ceva deoparte pentru ei, iar cei care au primit microcipul se vor chinui în